Bună seara și bine v-am găsit, dragii mei! Repet o frază ori de câte ori am posibilitatea și probabil că v-am obosit și pe dumneavoastră, dar o repet atât de des pentru ca să-mi intre și mie bine în cap și ar fi bine să vă intre și domniilor voastre. E frumos când omul știe să-și trăiască viața cu demnitate. Iar când zicem demnitate, ne referim la cele fapte frumoase pe care le facem dezinteresat, la cele fapte pe care le facem fără să așteptăm să ni se spună neapărat mulțumesc, la cele fapte pe care le facem din inimă, și poate mai puțin din simpla rațiune. Și atunci când mergem pe stradă și vedem un altul trântit jos, să nu zicem că e biat și să mergem înainte. Măcar să ne gândim că poate cineva, undeva, are nevoie de ajutorul nostru. Și asta înseamnă probabil să-ți trăiești viața cu demnitate și să porți cu demnitate titlul de a fi om. Ei, și acum, înainte să vă anunț și tema emisiunii, vreau să le mulțumesc, așa cum o fac de fiecare dată, și doamnelor de la V-Podium, pentru că și astăzi ne-au dat senzația de confort venind în fața domniilor voastre. Și acum, să nu credeți că în zadar am început prin a vă propozi. Tema emisiunii noastre este poate mai puțin obișnuită decât de obicei. Nu avem o familie bine definită pe canapea, în sensul așa cum o știe toată lumea, mama, tata și copii. În schimb, avem o familie de oameni cu demnitate. Oameni care pe bune știu ce înseamnă să faci bine, oameni care știu să lucreze cot la cot cu oamenii, oamenii care știu să vorbească, dar în același timp știu și să asculte. Și în cazul ăsta am avut o toamnă foarte bogată, din păcate, în dezastre naturale, dar și o vară la fel de problematică, așa că ne-am gândit ar fi bine să facem și o emisiune de problemă, o emisiune care ne-ar pune pe gânduri și ne-ar da de înțeles că viața noastră nu este atât de simplă pe cât pare, cu atât mai mult că noi oamenii nu în zadar suntem cei care trebuie să facem un bine. Tocmai de asta face o deosebită plăcere să zic că a revenit în emisiunea noastră psihologul Rodica Rudei. Plăcerea Bună seara, mea. Rodica! Bună seara și bine te-am regăsit! Chiar mi-era dor de vocea ta caldă și de sfaturile tale cu care s-au obișnuit și telespectatorii noștri. Și eu îți mulțumesc pentru receptivitatea care m-ai întâlnit atunci când eu am zis că hai să facem o emisiune, ceva nou. Mersi! Mi-mi place să zic că suntem oameni cu demnitate și le zic bună seara și bine ați venit și prietenilor tăi, pentru că tot prieteni și munciți cot la cot. E vorba de Valeria Ileș, care este coordonator programului dezvoltarea adolescenților din cadrul UNICEF, și domnul Vasile Cerneschi, director executiv Crucea Roșie în Moldova. Dați-mi voie să vă felicit. În această toamnă Crucea Roșie face o vârstă frumoasă, e vorba de 150 de ani de existență, mai mult decât 2-3 vieți de om puse cap la cap. Și haideți pentru început să vorbim despre neamul ăsta nostru mioritic, patetic și apatic, care nu prea știe să facă bine dezinteresat. Mai mult decât atât, noțiunea de voluntariat este oarecum necunoscută tinerii generații, pentru că nu ne-a învățat nimeni să facem bine fără să primim un ban înapoi sau fără să știm că mai târziu cel căruia i-am făcut bine o să ne răsplătească cu ceva. Îmi place să zic că avem un popor frumos, dar apatia care au demonstrat-o ei atunci când am vorbit despre inundațiile care au avut loc, îndeosebi în zonele vulnerabile ca Ștefan Vodă și Ungheni. Lumea de acolo au zis că chiar a fost groaznic să te uiți cum ei pleacă la bar și așteaptă altcineva din altă parte să vină să-i salveze bunurile și casele. E adevărat că apatia socială este un factor foarte acutizat la noi în Moldova. Pe lângă acestea, indiferența socială, să zicem pe nume cum este, da? Atunci când ai grijă doar de teritoria ta, de casa ta și vezi că ți iese bine și chiar nu te interesează pe de altă parte ce se întâmplă la vecinul tău. Dar eu am găsit un argument pro de ce oamenii fac lucrul ăsta. Din frică, probabil, da? Pentru ca să nu se întâmple, să nu îi lezeze cumva acest lucru și pe ei. Poate și din incompetența de a acorda ajutorul necesar. Dar, cum ai spus și tu la început, e adevărat că de multe ori ajutorul psihologic, cuvântul bun, încurajarea și pur interesul necondiționat, dezinteresat, atunci când tu vii și bați la ușă și spui pur și simplu, aveți nevoie de ceva? Se întâmplă ceva rău? Aș putea cu ceva să vă ajut? Bine, uite, se întâmplă de multe ori că sunt persoane, chiar și propria mea experiență zice că vin cu ajutor la cineva, da? Și atunci binele care îl ofer eu nu e bine pentru el. Sau ceea ce îmi place mie, altuia nu-i place, da? Pentru că suntem diferiți. Și apoi mai e alt aspect al problemei. De ce îmi face bine? De ce mă ajută? Vrea ceva vrea de ceva la mine? De ce mi-aduce o cană de apă? Îi trebuie ceva? De ce vecinul a venit la poartă și zice vrei să te ajut să duci sacul ăsta? Cred că îi trebuie ceva.
Da, când subconștient ni s-a magazinat lucrul ăsta și vrei, nu vrei, întrebi, îmi faci un bine, de ce? Ce vrei de la mine? E adevărat, psihologia omului este foarte interesantă, foarte imprevizibilă și spontană, dar eu zic că bunătatea este o valoare universală, valoare mereu actuală și care trebuie să o cultivăm. Și uite că anume pe motivul ăsta noi am încercat să debutăm cu acest proiect prin prevenție. Este mai rezonabil, mai logic să informezi lumea despre ceea ce poate să se întâmple, să aduci la cunoștință despre fenomenele care sunt inevitabile la noi în țară, să le vorbești că există strategii care te ajută să nu ajungi cu multe victime în urma dezastrului, pentru că după mine cel informat este cel protejat și nici de cum cealaltă extremă, că cel care nu cunoaște doarme mai bine. Deși ele ambele există și la ambele poți găsi avantaje și dezavantaje. Domnul Vasile, pe parcursul existenței dumneavoastră în cadrul acestei organizații pe care o și conduceți, ați învățat să fiți mai bun? Ați învățat să faceți anumite lucruri fără ca să vă mulțumească cel căruia ați făcut un bine? Da, dar aș vrea să spun că a face bine am învățat încă în familie. Am învățat la părinți, am învățat la vecini, am învățat de la profesorii care ne-au dădăcit, care ne-au dat o foaie de parcurs în viață. Dar înțeles că, activând la Crucea Roșie de mai mulți ani, am devenit mai receptiv la suferințele oamenilor, fiindcă, fiind în alte situații, n-am conștientizat că, într-adevăr, este o suferință enormă zi de zi cu care oamenii se confruntă. Și dacă ne referim la dezastre, înțeles că aceste provocări ale mileniului, cum este încălzirea globală, conduc la ceea că dezastrele, într-adevăr, se intensifică an de an și devin și ca amploare și ca numeric. Pe parcursul anilor de tranziție am cam pierdut din ceea ce caracteriza moldoveanul nostru, bunătatea, bunăvoința, de a veni în ajutor celui care are nevoie de ajutorul tău. Dar vreau să spun că au mai rămas încă mulți cei care vin în ajutor atunci când este nevoie și anume se manifestă mai mult poate atunci când se produce o calamitate. Eu recunosc că avem o generație de tineri care înțelege altfel deja noțiunea de voluntariat. Fel de flash mob-uri se organizează, se mai discută pe diferite rețele de socializare, se mai și adună aceștia să mai facă câte ceva și eu zic că nu e totul pierdut în țara asta. Cu toate acestea avem o pătură care este încadrată în zona de risc. Sunt oamenii care nu prea au parte de multă informație, nu prea are cine să le dea această informație. E vorba, cred că, mai mult de copii rămași acasă fără părinți. Și când vorbim de secolul ăsta tehnologizat și de lumea asta modernă, din păcate, Republica Moldova este la limita ei, pentru că jumătatea din populație este plecată și populația aptă de muncă și bărbații sănătoși care pot să sară în ajutor și femeile gospodine care ar putea să dea o mână de ajutor și au rămas bătrânii și copiii și aici Valeria cred că știe mai multe. Da, mersi. De fapt, vreau să încep cu altceva. Că este să fii mai pozitivă. Mai pozitiv, da, într-adevăr. Este potențial. Eu cred că trebuie să ne axăm pe dezvoltarea culturii comunitare. Și atunci când vorbim despre o comunitate, înseamnă că fiecare individ este responsabil de lucrurile care se întâmplă în comunitatea lui, cu oamenii cu care stă el și în care poți să ajuți. Dar, în general, aș fi vrut să menționez faptul că este cea mai potrivită temă pentru perioada asta. De ce? Pentru că, una, recent am avut un dezastru fără consecințe, un cutremur, care toată lumea l-a resimțit. A fost un test pentru toată populația în care ar trebui să răspundă, să știe ce să facă în aceste momente. Și dacă vorbim despre tineret, copii și care este vulnerabilitatea populației în domeniu, în esență trebuie să ne axăm pe pregătirea, nu pe răspuns. Ceea ce înseamnă că pregătirea începe de la primii ani. Deci sunt lucruri elementare care trebuie făcute și arătate copiilor pentru ca ei să poată reacționa, să poată ajuta ulterior în cazul în care este vorba despre un bătrân sau o altă persoană în dificultate și la care el să poată transmite mai departe și mesajele. Deci, dacă vorbim despre copii, ei sunt cel puțin oamenii ca una din păturile vulnerabile. De ce? Pentru că sunt neajutorați în foarte, foarte dese ori. La fel sunt copii cu dizabilități,
sunt copiii care lăsați la fel de părinți, fără îngrijire părintească. Și acești copii, în primul rând, trebuie protejați. De ce este nevoie de a crește această cultură comunitară? Pentru a apăra și de a proteja copiii pentru același viitor, pentru a crește și dezvolta comunitatea în general. La fel, copiii sunt mesagerii. Două roluri le au. Una de mesager, altul de beneficiar. Deci noi putem să-i utilizăm și în momentul în care un mesaj sau un comportament care trebuie realizat în anumite situații de dezastre, el poate fi acela care arată chiar și părinților, care nu cunosc. Adevărat că un mesaj pus în gura unui copil întotdeauna are un impact mult mai exact, puternic. Exact. Internațional, statisticile spun că un dolar investit în prevenire sau economisește $7 în răspuns. Ceea ce se întâmplă acum este doar răspuns și răspunsul, nu știu de ce, este de fiecare dată pus pe umerii doar unei instituții sau a guvernului. Este puțin, într-adevăr, voluntariat, pentru că noi nu am avut până acum, adică a fost un fel distrus un concept de voluntariat în comunitate. Cred că sunt acei copii care acum ar putea să fie momentul în care noi trebuie să educăm aceasta în nouă generație și autoritățile publice locale, atât și cele de la primării comunități, să aibă în strategiile lor evenimente și acțiuni în care implică tineretul, îi face parte a mecanismului, sunt participanți. Eu știu ce gândesc autoritățile publice locale, iertă-te să-mi fie îndrăzneala. Păi de ce să fac? Nu aduce niciun rău în societatea noastră. Mm-hmm. În comunitatea mea, dacă fac asemenea seminare, nu aduc absolut nimic. Vorbim despre un dolar investit. Dar de ce nu-i aduc înapoi? Pentru că atunci când o trebuiască să răspund... Suntem materialiști, vrei, nu vrei. Viața este foarte dură. De acord. Doar că asta și trebuie arătat, că în momentul... Pentru că oricum comunitățile și autoritățile publice locale iau, colectează banile tot din cetățenii pe care are pe teritoriu. Adică într-un mod direct sau indirect, tot ei plătesc exact pentru ceea ce se întâmplă. Și acum investiția pe care ar putea să o facă comunitatea este anume acest dolar în prevenire, pentru că atunci când se va întâmpla un dezastru, să fie cât mai puțin impact asupra cetățenilor din comunitate. Vin să completez, colega. E adevărat că e foarte greu să ajungi la mintea administrației comunității, să-i motivezi într-un fel, să-i sensibilizezi și să-i faci să înțeleagă că prevenirea cu adevărat este foarte importantă. Unul din factori, precum a menționat chiar Kofi Annan, fostul secretar al Organizației Națiunilor Unite, spunea astfel că prevenirea necesită bani acum, deși consecințele ei le vom percepe în viitor. Da? Și altceva cu reacția de răspuns, care vorbește de la sine, pentru faptul că eu, ca primar, investesc în comunitatea aceasta și ofer locuri de muncă. Mass media preferă la fel aceste lucruri mari, da? Ceea ce se vede. Ceea ce se vede, e palpabil, aceea este preferat de populația în care ne aflăm. Atunci când am realizat seminarele, asistenți sociali erau participanți la aceste seminare, era foarte greu să-i mobilizezi, să conștientizezi importanța prevenției. Și atunci când am venit cu importanța unui mesaj de avertizare a populației, cum facem noi acest mesaj, cine îl creează, îl alcătuiește, cât de important el să vină de la o sursă veridică. Pentru că până la acest cutremur au mai fost surse, ca ar fi un cutremur în weekend, în sâmbătă duminică și de proporții foarte mari. Păi, cutremurul nu poate fi prognozat. Japonezii care sunt savanți și care sunt cei mai cunoscători ai acestui fenomen, ei nu pot să prevină. Da. Dar uite că noi putem să prevenim o alunecare de teren. Noi putem să prevenim o inundație prin ridicarea malurilor râului, da? Prin construirea caselor mai departe. Și atunci când relieful are văgăunile acestea care au proprietatea să adune apa, pentru asta și este prevenirea. Să vedem unde există zona vulnerabilă sau zona predispusă la cel mai mare risc. Și astfel noi pe viitor micșorăm și chiar putem să facem la zero victimele. Cred că veți putea să învățați toți copiii din Moldova să înoate, pentru că inundațiile, din păcate, sunt una din marele noastre probleme, deși suntem o țară mică și avem doar două râuri mai mari care ne dau bătaie de cap. Sunteți optimiștii care chiar cred că veți ajunge măcar la mintea aia mică de copil să-i învățați să dea din coate? Ideea este că însuși părinții trebuie să aibă interesul.
ca copilul lor să fie, să poată să înnoate, să poată să reacționeze, să poată să supraviețuiască. Deci, luând la interes superior a copilului și iarăși a părintelui care vrea să-și păstreze copilul, este chiar nu trebuie să aștepte că cineva trebuie să învețe copilul să facă, să cum să facă sau ce să facă în caz de dezastru. Însă toate chestiile astea ar trebui să fie o parte din sistem, din sistemul de educație, din sistemul de asistență socială. La care școală există o lecție la care te învață ce să faci când e cu tremur și de obicei bagă copiii sub mesele din clasă și la ușorul ușii și cam cu asta se termină fiecare lecție de genul ăsta. Dar să mai vină niște colegi ai domnilor voastre, oameni care au mers în teritoriu, au studiat situația și acum pot să spună pe bune ce gândesc moldovenii, pentru că cel mai bine putem vorbi nu de aici, din studio, cel mai bine putem vorbi dacă mergem să discutăm cu oamenii, din ogradă în ogradă, din primărie în primărie, din familie în familie, mai mult poate cu cei care au nevoie de ajutor, ca să le ascultăm pasul și să știm ce să facem, să nu ajungem ca și ei. Bună seara, dragile mele! Bună seara! Eu o să ies cu foaia. Recunosc că nu sunteți oamenii care apar foarte des la televizor, nu prea mediatizați ceea ce faceți, de asta nu vă știe lumea. E vorba de Daniela Petrușevski, expert național, și Rodica Iordanov, manager și organizator a unui ONG de profil, care, nu știu, deocamdată nu prea se vede ce faceți, pentru că nu e să duceți cărămizi, să construiți un dig, n-am văzut nicio întrecere de not. Eu acum vă provoc, așa cum zicea și Rodica Rudei. Ceea ce faceți voi e să preveniți, dar vizual pentru presă cel puțin, pentru cei care creează opinia publică, nu se vede. E greu să muncești ca să nu primești răsplată deocamdată? Eu n-aș spune că noi nu primim răsplată. Răsplata care noi o căpătăm este mulțumirea care apare în ochii oamenilor pentru cunoștințele, experiența care noi o transmitem. Fiindcă, grație că avem susținere din străinătate, avem susținere de la experții străini, noi putem transmite, ajusta această informație, aceste cunoștințe și după ce publicul, ce oamenii testează, încearcă aceste experiențe, ei rămân mult mai mulțumiți. Iată, aceasta după noi ar fi acea mulțumire. Fiindcă noi nu așteptăm laude, aplauze, e bine că lumea este pregătită și lumea cunoaște cum să se protejeze pe ei însuși, cei care au nevoie de ajutor și averea lor, de ce nu. Vreau să spuneți dumneavoastră cât de optimiști sunt oamenii. Atunci când mergeți și le vorbiți, ei nu zic, păi, dacă o fi să mi se dărâme casa, se dărâmă ori cu sfatul vostru, ori fără sfatul vostru. Ceea ce facem noi încerc să le arătăm o altă parte a monedei. Și anume să înțeleagă că, de fapt, în puterea lor stă capacitatea de a preveni ceva și de a face lucrurile să nu fie atât de rău pe cât, pot fi. Ce se întâmplă de obicei este, într-adevăr, oamenii lasă mâinile jos pentru că nu știu ce să facă, nu știu cum să reacționeze, panică. Și cei mai vulnerabili sunt, din nou, păturile vulnerabile, sunt copiii, sunt bătrânii. Pe când, în momentul în care noi reușim să vorbim cu ei, să le explicăm, să le arătăm, eventual, uite, asta este situația și uite, cam așa ar putea să fie. Dacă faci acești pași, ușori. Oamenii se miră, de fapt, și sunt, într-adevăr, foarte mulțumiți. Nu se vede la general, dar cred că în timp se va simți mai bine. Eu vreau să vă invit să vă așezați acolo pe canapea, pentru că aș vrea, mergeți vă rog, aș vrea să vorbim și la concret despre anumite sate și comunități în care ați fost și pe bune ați văzut oamenii cum reacționează. Și atunci când ziceam că tinerii noștri se implică mai mult decât generația de mijloc, mă refer aici neapărat și la artiștii noștri. Avem o generație de artiști tineri care pe bune fac voluntariat în țara asta și în capul lor de mai multe ori am văzut-o pe Cristi Ruj. Tocmai de asta am și invitat-o la emisiunea noastră. De foarte multe ori sunteți învinuiți că vă faceți publicitate și mi-a plăcut foarte mult cum ai zis tu. Păi să-și facă fiecare așa publicitate, cu cât mai multă publicitate vom reuși să facem, cu atât mai fericiți vom fi. E corect, eu întotdeauna așa spun și voi spune în continuare acest lucru, că dacă fiecare dintre noi o să face măcar așa o publicitate, măcar o dată, cred că o să trăim în lumea încă mai bună. Dar tu faci voluntariat nu neapărat că ieși și cânti, pentru că lumea zice, bă, dar e ușor să cânti și să zici că faci voluntariat. Tu pe bune îți pui osul la treabă, se întâmplă să mergi să ajuți anumiți copii, să aduni hăinuțe, să aduni produse alimentare, să organizezi diferite mese de caritate. Cred că este mult mai complicat. Bineînțeles, și trebuie să simți acest lucru. Nu orice, nu știu,
Bine că interpreții noștri întotdeauna vor să facă acest lucru, dar eu când văd, cineva poate să facă acest lucru numai o dată și gata, el nu are acest sentiment de a face încă mai ceva, știți? Dar sunt oameni care dacă implică o dată, nu părăsesc acest lucru. Da, și întotdeauna fac acest lucru. Așa s-a întâmplat cândva și cu mine. Când a fost asta? Ți-amintești? Prima dată când ai făcut mai mult decât de 2 ani. Deja 3 ani au trecut. Sau după primul... să te mai întâlnești cu acei oameni și să-ți mulțumească? Țineți legături? Nu, prima dată a fost copii din Soroca, deci o casă de copii. Deci asta prima experiență mea era și după asta deja am înțeles, colaborez cu Salvați Viața, organizația, dar și până acum sunt voluntar, deja 3 ani și încă partici, nu câștigi face... bani de acolo. Bineînțeles că nu. Eu te las să ne cânti, ca să mulțumesc. Ne încânti și pe după care te așezi și participi la discuția noastră. Nu mai decât, mulțumesc. Bate inima în piept, doar ea știe că te aștept, dar dispare, totul moare, îmi amintesc, mă doare și șoptesc și strig să mă opresc, dar te văd și te iert, clipa mi-e frică. Act de caritate, pentru că face sufletele mai frumoase. Muzica întotdeauna se spune că salvează lumea dacă este cântată de oameni optimiști care cred în ceea ce fac. Noi, dacă tot am vorbit până acum, cam la general despre dezastrele naturale, eu aș vrea, pentru că voi știți situația mai bine decât noi ăștia din capitală, să ne spuneți pe bune ce se întâmplă în Republica Moldova. Ce face lumea de la țară, pentru că acolo sunt probleme, acolo ajunge mai puțină informație, acolo avem mai mulți copii rămași fără supravegherea părinților.
Da, e adevărat, toți copiii care sunt în lunga râurilor știu să înoate. Dar ăsta nu este un factor pozitiv ca să zici, gata, am scăpat de probleme, știe să înoate, o să reziste. Și apoi avem o generație de copii care fizic nu sunt atât de bine dezvoltați. Acum se pune accentul pe altceva. Dacă vorbim de familiile bune și înstărite, să învețe, să stea mai mult la calculator și dacă se joacă, se joacă cu jocuri de masă și foarte rar afară, în curte, ca să fie niște copii dezvoltați fizic bine. Și atunci când ajungem în fața unor dezastre naturale, în care condiția fizică ne salvează în mod special, spuneți ce avem și asupra la ce lucrați voi, cei care cunoașteți situația. Principalele probleme ar fi legate de alunecările de teren, care, deși nu au fost active prin anii 70-80, acum, de exemplu, chiar vara asta, din cauza ploilor, din cauza situației meteorologice, s-au activat în mai multe regiuni. Cred că și din cauza societății, care a cam delăsat lucrurile să meargă de la sine. Era o perioadă, prin anii 70, cum spuneți, da, când societatea civilă, primăriile, colhozurile se implicau foarte mult în sădirea de copaci, plantarea fel de fel de arbuști pe maluri, casele să nu fie construite pe maluri abrupte. Apoi a venit o perioadă de asta apatică după anii 90, când fiecare trage la turta lui, de ce să pun eu copacul ăla pe deal dacă eu pot să-l pun lângă casă sau în general să nu-l mai pun, și nimeni nu se mai gândește la societatea în general, fiecare ne gândim la ograda noastră. Deși suferim toți. Eu n-aș fi chiar de acord, pentru că de fapt se face, de fapt se plantează. Ceea ce se întâmplă este că situația propriu-zisă a alunecărilor a fost evaluată foarte de mult. Și acele date pe care le aveam noi sunt extrem de învechite. Asta vorbind doar de alunecări acum. Ce se întâmplă acum din cauza schimbării regimului de ploi, avem, precum și regimului de ape subterane, și avem pur și simplu ceea ce avem. S-au întâmplat alunecări în locuri în care nici nu se aștepta cineva. Într-adevăr, s-au plantat foarte mulți copaci pentru a bloca. Sunt și alte metode de a bloca alunecările de teren, dacă vorbim despre asta. Dar, din păcate, nu întotdeauna o autoritate publică locală ar putea face față financiară unei atare situații. Putem vorbi despre aceleași inundații, care pentru Moldova sunt un lucru atât de obișnuit. În special pe râurile mari, Prut-Sinistru, dar și pe râurile mici. Din nou, din cauza acelorași ploi abundente, torențiale, de care până acum am avut parte. La fel, în teritoriu avem foarte multe locuri, foarte multe râpe. Pur și simplu se prăbușește pământul. Sunt zone în care sunt drumuri nepracticabile și practic izolează bucăți de sat. Și atunci oamenii, și acolo fiind familii cu mulți copii, persoane în vârstă, rămân fără acces la careva servicii sociale. Servicii sociale sau chiar și în caz de urgență o ambulanță nu ajunge acolo. Bine că uneori primarii se mobilizează. Încerc, fac ceea ce pot, găsesc careva surse, eventual mobilizează populația locală, care e mult mai greu de a mobiliza, de fapt, și rezolvă oarecum situațiile. Însă, revenim și la altă chestiune. De exemplu, dotările la nivel local, la nivel raional, a celor care ar trebui să fie dotați foarte bine ca să poată interveni de urgență. Deci, din nou apare o problemă. Și voi, în cazul ăsta, cum îi ajutați? Ce faceți? Cum spunea și Daniela, am depistat sate unde, din cauza surpărilor de teren, 4-5 case au fost totalmente izolate de civilizații, de restul comunității. Ceea ce ar însemna, copiii nu au acces la școală, copiii nu au acces la servicii medicale, medicul nu mai ajunge la ei, mamele nu pot să-și îndeplinească serviciile, lucru în comunitate, fiindcă elementarul nu au căi de acces, nu mai ajunge un transport la ei, deci există foarte multe probleme. Pe de o parte, e problema drumului, da? Ce ar însemna pentru un copil. Până la urmă, de fapt, consecința este mult mai gravă, ceea ce în foarte multe cazuri noi nu o estimăm. Ce am mai observat noi și cu ce ne-am încercat noi să determinăm este să punem actorii comunitari împreună, să discutăm cu ei împreună, că în caz dacă nu trebuie să așteptăm să vină cei de la raion cu transportul, cu motorina lor sau cu săpile și hârlețele să facă ordine, este corect ca noi să depunem efort, să ne unim împreună și să încercăm să soluționăm pe moment problema.
pe cei de la Raion să vină deja cu soluționarea, rezolvarea, răspunsul nemijlocit la problema dată. În cazul în care este un dezastru, societatea se divizează în două părți. Una care este activ implicată și depune tot efortul să ajute și serviciul de situații excepționale și se implică cu averea sa ca să salveze averea altora, pe când avem alții care, bine mersi, stau la bar, huzuresc în continuare sau joacă volei. Da, exact, așteaptă armata, fiindcă avem cazurile care noi le-am încercat să le determinăm încă cu inundațiile din 2010. Uh-huh. Sunt cazurile, trebuie să recunoaștem. Doamna psiholog, aici cred că da, e meritul da, tău să-i faci da, să înțeleagă. Planuri avem pe hârtie foarte multe și de evacuare și de ajutor și voluntari înscriși, care atunci când au nevoie mai mergi, mai cer câte un certificat de la primărie ca să adeverească unde le trebuie, că ei sunt voluntari. Când, de fapt, în viața lui nu au făcut nici măcar un act de voluntariat. Știu, o grămadă tineri de ăștia, care pentru a ajunge undeva, obține o bursă sau ceva de genul ăsta, au nevoie de niște certificate de voluntariat. Și le primesc cu tot cu ștampile de la primărie. E adevărat, să fii voluntar este o cultură aparte și este o profesie, o vocație pe care tu o alegi de bunăvoie, neforțat de nimeni. Dar ce spuneai tu despre planuri pe hârtie, el foarte mă sună în teorie ca sindromul planuri pe hârtie, precum că există undeva, pe o poliță oarecare, într-un dulap din primărie, un plan de evacuare, în caz dacă, și se numără cazurile extraordinare, excepționale de dezastru. De ce nu se umblă la ele? Ba da, facem niște planuri de evacuare, regulat la grădiniță se face acest lucru, la școală, dar personal eu când vorbesc cu copiii mei care vin acasă și îmi zic de la grădiniță fetița, băiatul, îmi zice da, poți scoși afară, apoi înapoi, ministra lecție. S-a auzit sirena. Sau alarma a fost, da, alarmă, da, da. Exact, dar adică la nivel, bine, vorbim de copii de 5 ani, conștiința lor un pic funcționează altfel, da, și lor trebuie să le explici într-un mod mai simplu. Dar dacă vorbim de școală, deja acolo foarte ușor putem să le oferim strategii de lucru și să le explicăm ce se întâmplă când este un cutremur și cum poți să te salvezi și despre acel de rucsac de urgență atunci când ești acasă, ce trebuie să pui în el, ce trebuie să ia ai cu tine, pentru că am privit chiar la televizor acum după acest cutremur care a fost după grade un cutremur ordinar care se mai întâmplă pe la noi, pe la Moldova, dar toată lumea era șocată, eu am fost în panică, nu știam ce să fac. Asta era convingerea, afirmațiile oamenilor de pe stradă. Păi n-ai ce să faci. El a fost odată un val, ai așteptat, ai localizat într-o zonă în afara riscului, da? Și atunci metodele de siguranță sunt foarte simple. Acolo unde dormi tu și copiii tăi, nu trebuie să existe nimic deasupra patului care ar putea să cadă și să facă daune. La fel, mobilierul trebuie să fie fixat foarte bine de perete, da? Și lucruri simple, simple, că da? Care credeți că după acest cutremur au încercat să-și fixeze mobila de perete? Dacă tot vorbim la concret. Eu. Ceea ce ține de reacția pe care noi o avem în urma unui dezastru, evident că este diferită de la caz la caz. Chiar dacă mai lucrând în cadrul activităților noastre, realizând activitățile noastre, am studiat foarte mult și experiența Japoniei în urma tragicului dezastru care au avut. Cu care exact, nu ne putem compara. Exact, dar în urma cercetărilor pe care le-au prezentat specialiștii, savanții din Japonia, au stabilit că pierderile umane trebuiau să fie mult mai mari, la sute de mii, pe când ei au avut numai 10 de mii și pentru ei acesta este un rezultat pozitiv datorită faptului că lumea a avut o cultură. Lumea cunoștea cum să se comporte în caz de dezastru, cum să reacționeze, unde se află acel rucsac de salvare, ce ar însemna acele documente care trebuie să le luăm prioritar și cum să prioritizăm bunurile, care este planul de salvare a fiecărei încăperi. Nu numai încăperii publice, unde sunt sute, zeci de oameni care lucrează, dar inclusiv un mic apartament din două ore trebuie să aibă un plan de salvare. Fiecare copil dintr-o familie ar trebui să cunoască în caz dacă se întâmplă ceva, la cine pot să apelez din rude. Sau în cazul în care este un dezastru, unde mă pot întâlni cu mama și cu tata, când se finisează dezastrul acesta și locul care îl alegem este o înțelegere comună și nu este un loc periculos, este un loc deschis unde eu știu precis că indiferent ce s-ar întâmpla, eu acolo mă găsesc cu mama și cu tata.
Eu nu cred că există familii care discută despre lucrul ăsta. Dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla ceva, că mi se ridică părul pe mână, unde m-aș întâlni cu mama. Adică mi se pare, la nivel ideatic, lucrul ăsta. Nu știu, voi vorbiți acasă cu copiii voastre despre lucrul ăsta? Unde s-ar întâlni cu mama și cu tata? Știți, dacă e un cutremur sau o inundație mare și, bine, ești în zona aceea? Noi, când am început să lucrăm în proiect, eram exact ca și toată lumea, foarte mirați. Ok, trebuie să avem niște activități, haideți să le discutăm ce facem. Studiind, cercetând, am înțeles că, de fapt, inclusiv noi nu suntem atât de bine pregătiți. Am elaborat, am cercetat și am determinat că ne trebuie un set de instruiri. Cu cine lucrăm? Evident, ținând cont de toate aspectele, am hotărât că lucrăm cu actorii comunitari, că ei sunt cei, și cu ONG-urile, evident, că ei sunt cei care pot transmite informația mai departe. Dar toate seturile de materiale, toate publicațiile care le-am făcut în cadrul proiectului, le-am trecut prin intermediul familiei noastre. În orice caz, pe experiența mea și colegilor care mai sunt aici în sală, noi am încercat, chiar am testat pe familiile noastre. Pot să vă spun una, că la mine casa nu este dotată cu ieșiri de salvare. În caz dacă noi nu avem o ieșire de salvare, elementară, deși casa cu toate documentele aprobate, cu toate expertizele făcute la timp, corect. E o casă la sol, să exact, înțeleg. Dar nu are elementară. Și când îi explicam copiilor că în caz dacă se întâmplă ceva și sunteți singuri acasă, uite, de aici deconectez gazul, lumina, încerci să te furișezi atent, unde îți iai fratele și unde aștept, au fost foarte mirați. Mamă, dar noi așteptăm ceva? Nu, dar trebuie să fim pregătiți, că în caz contrar, mai bine să fii pregătit decât să repar sau să plângi în pumn că uite ce s-a întâmplat. Deci, evident că situația este de genul că noi nu am fost pregătiți, noi nu cunoaștem. Abordările generale per familie sunt standarde pentru toți. Dar chiar în familie n-am auzit niciodată discute de genul ăsta, nici eu, nici prietenii mei, nici cu metrul meu, nici rudele mele. De asta ziceam. Dar este un început. Iată, haideți să încercăm. Da, asta este scopul, ca noi să încercăm toți împreună să promovăm aceste aspecte. Domnul Vasile, la dumneavoastră ca să discută? Când am început a activa în acest domeniu, vreți că această temă a fost discutată și familia mea este absolut pregătită cu rucsacul, cu toate actele necesare, cu medicamentele necesare sau de altceva, să știm locul în caz că se întâmplă ceva, unde trebuie să ne întâlnim. Dar aș vrea să adaug altceva, fiindcă noi astăzi mai mult discutăm despre dezastrele naturale, dar fără a intra în detalii despre clasificarea dezastrelor, există și dezastre sociale. Dacă ne referim la migrația în masă populației, care este un dezastru social pentru Republica Moldova, și ca consecință deja și dezastre naturale, cum am vorbit anterior, că n-are cine să planta aceiași puieți, n-are cine să informeze copiii din familie. Că da, orice, cum am spus, orice organizație, dar cât de bună nu ar fi. Când zicea mama, da, alt impact are. Da, este. În primul rând este familia. Și acest vreau că dezastru, care deja nu mai depinde de organizații non-guvernamentale sau de alte agenții internaționale, acest depinde și de autoritățile din Republica noastră. Și cred că și aici ar trebui să fie mai multă atenție atrasă acestui fenomen, acestui dezastru social, care de altfel se țin lanț una de altă. Cristi, du-te într-o parte și analizezi, sunt sigură în capul tău. Tu ești pregătită pentru un dezastru? Doamne ferește! Moral precis nu. Pentru mine cea mai principal să nu fiu singură, dacă sincer. Că măcar în momentul acesta să nu de Doamne, dar să fie o familie întreagă, știți? Fiindcă după asta s-au început sunete. Ba la sora, ba încă la rudele noastre, ce și cum la voi, fiindcă noi suntem, de exemplu, casă pe pământ mai ușor. Întajul întâi, ieși afară și măcar știi că ce trebuie de făcut. Ușa principală, dacă n-ai mai înțeles. Ușa principală, da. Și chiar mama a fost la etajul 2, el la etajul întâi și eu strigam, mama, vin la mine! Și eu repejor, deci știam că trebuie de ieșit sau ceva de genul ăsta. Dar când trăiam la etajul 13, cu parașută nu mai poți să te dai jos. Fiindcă nu știam și cu scări. Am dat, dar când 3 ani în urmă, când noi am avut tot cu tremuri de 6 și ceva. Și pe scări și mi-a spus că asta e o greșeală mare. Nu trebuie nici prin cum pe scări, asta e mai bine să fii sus, să stai pe loc. Mai bine să ai parașută la balcon. Da, și cineva mi-a spus, cumpăr mai bine parașută și să fii mai ușor. Dar asta e glumă. Dar așa, cred că e corect ceea ce spuneți dumneavoastră, fiindcă consider că fiecare dintre noi trebuie măcar să știe o regulă
ca oricare, ce să trebuie faci panică, să faci, să nu faci panică, asta e cel mai principal, mi se pare, să fii măcar, nu știu, să știi, sau să suni la aici cuiva, sau încă mai ceva, sau într-adevăr trebuie să ai acasă tot ceea ce trebuie pentru asta, dacă ceva deja s-a întâmplat. Dar vreau încă să vă spun că, de exemplu, pe domnul Vasile eu cunosc, fiindcă bunica mea face parte din Asociația Crucea Roșie, dar numai în raionul Briceni. Și chiar a fost odată când am ajutat, nu știu, asta a fost 4-5 ani în urmă, îndatorită ploilor care tari lângă râu, chiar cineva care trăiesc în raionul Lipcani, mi se pare, acolo, da, ceva. Și eu am ajutat, asta e prima mea experiență, dar eu în colegiu, mi se pare, sau în conservator, deci asta a fost mai mult decât 5 ani. Și asta a fost prima mea experiență când ajutam împreună cu bunica mea la oameni care... Cum te simțeai atunci, după ce ați terminat munca? Așa a fost o gălăgie și oameni chiar au fost, nu știau ce să facă. Ei, mulți au rămas fără case chiar și toți au venit, o grămadă de oameni au venit după ajutor. Și noi, eu țin minte, cu boxe mari, pline cu mâncare oricare, nu știu, cu mai multe, mai multe. Și chiar cu haine. Da. Cu multe și ei toți așteptau de la noi ceva. Te simțeam că sunt salvatorul națiunii. Da, deci e frumoasă senzația asta, când faci un bine fără să aștepți ceva în schimb. Chiar știți cum, ca în filme, deci, dar asta e realitatea era. Deci ne-am îmbrăcat în alb tot, știți? Deci am avut și un maiou special, a fost scris, chiar scris ceva, să cu viață ceva. Deci nu, dar asta, într-adevăr, tu simțeai că tu faci ceva bun. Deci ajută la oameni. Și ei au așteptat foarte mult pe noi. Și deci toată ziua noi am stat, de dimineață până seara, până ce nu am ajutat la toți, noi ne-am dat și mâncare și ei au fost mulțumiți. Deci asta, vedeți cum e, se întâmplă. Și noi ne-am întâlnit astăzi aici. Da. Hai să facem, să luăm o pauză muzicală, să ne cânt ceva. Da, cu mare plăcere. Ca să ne mai punem un pic gândurile la locul care trebuie și să mai veniți și cu niște sfaturi pentru cei care cu siguranță sunt alarmați acum acasă, să dea Dumnezeu să fie pace, să nu avem dezastre, dar să avem rucsacul pregătit întotdeauna. Exact. Forget you, I ignore. Cause I still want to know, baby, I need you so like true. Feel your touch and feel your heartbeat. Cause I still want to know, baby, I'm here or in a dream. Please, please give me one chance. Why don't you hear me? Cause my heart is crying for you. Lost my mind. Why don't you tell me how can
Despre ce discutați atât de aprins? Despre strategii de prevenție, bineînțeles. Eu am vrut să zic că când vorbea Cristi, foarte bine ai menționat că prima reacție este panica și tu ai menționat anterior, da? Păi creierul uman are așa o abilitate timp de 6-8 secunde să reacționeze atunci când vorbim de o situație ordinară, obișnuită, da? Paradoxal este că creierul are nevoie mai mult timp atunci când este o situație neobișnuită și situația asta apare panica, teama, frica, pentru că creierașul, ca un calculator, caută acele modele adecvate care l-ar ajuta să se adapteze. Și dacă găsește, bineînțeles că se reduce frica și el acționează, mobilizându-se, da? E diferită situația atunci când tu cauți și nu găsești. Dacă lipsește fișierul, da? Lipsește fișierul, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Și stresul este foarte mare. Păi uite, atunci când am făcut seminarul, am adus în exemplu cele două mari vase, Titanicul și Lituania, care erau la fel de mari ambele, la fel foarte multă lume era acolo, doar că sunt deosebite consecințele. La Titanic au fost salvați mai multe persoane în etate, copii și femei. În Lituania este inversul. Au fost bărbați, tineri, potențial de a fi salvatori, dar ei au fost salvați în defavoarea mamelor, femeilor, bătrânilor și copiilor. Și atunci, în urma acestei analize făcute pe baza acestor două cercetări, s-a ajuns la concluzia că timpul era acela care a făcut să se salveze la Titanic copiii, pentru că Titanicul s-a scufundat timp de o oră jumătate. Lituania a avut 13 minute când a mers la fundul apelor cele adânci. Și ce de aceea, s-a salvat. Exact. Atunci când tu ai timp de a gândi, trece panica și apare curajul civic, acel nobil la bărbați care a manifestat la Titanic și înțelegi că copilul este speriat. Mama cu un copil mic care are nevoie și ea să-și prelungească viața. Bătrâna care este speriată nu o să rămână aici. Și atunci tu cedezi locul acelor persoane în defavoarea ta. La Lituania nu au avut timp să gândească și atunci instinctul de supraviețuire era cel mai acutizat și cel care a hotărât cine să rămână în viață. De aceea vreau să zic că prevenția este esențială, chiar dacă e ceva nou. Și pentru mine a fost foarte nou. Mulțumesc frumos celor care m-au invitat, mi-au oferit astfel de muncă, pentru că și eu am început să prevesc lucrurile altfel. Și am înțeles că, vorbind cu copiii mei despre evenimentele care ar putea să se întâmple, anume aici la noi în Moldova, slavă Domnului că sunt foarte rare aceste dezastre în Moldova, dar de ce să nu facem să coborâm rata victimelor? Educația contează foarte mult, fiindcă grație educației noi ne dezvoltăm acea cultură. Cultura de a reacționa prompt, cultura de a reacționa corect, cultura de a te autojertvi atunci când trebuie să salvezi viața unui copil, unei femei, unui persoane cu anumite dezabilități, fără ca să stai și să calculezi de ce el sau de ce ea. Iată, aici, din păcate, noi avem anumite lacune, fiindcă sistemul educațional la momentul de față, cum ați spus la început, este axat acum pe dezvoltarea copiilor intelectuală, din toate punctele de vedere. Noi vrem mai multă matematică, vrem mai multă limbă română, vrem numai decât engleza, franceza și toate celelalte, numai decât ținem cont și de educația sportivă sau de muzicală. Pe când ceea ce ține de educația civică, din păcate, se lasă pe urmă. Noi am avut ocazia să lucrăm cu profesorii din școli, din școlile din sate și am rămas foarte surprinși când ei au solicitat curicule, au solicitat materiale informaționale, au solicitat materiale didactice cu exemple, cazuri, ca să poată lucra cu copiii anume pe temele ce țin de prevenire și reducere riscurilor de dezastre. Am fost foarte plăcut, susținut și de Serviciul Situației Excepționale din teritorii care au participat la instruiri, la activități. O bună parte din activitățile noastre au fost realizate vara, când școlile evident nu funcționează. Dar noi am mers prin tabere de copii vara, împreună cu Serviciul Situației Excepționale și am făcut exerciții practice. Bănuiesc că erau foarte entuziasmați. Foarte. Copiii au fost foarte interesați. Bine ca noi, cu trainer, cu cât de cât experiență, am încercat să integrăm foarte bine în activitățile noastre. Prima întrebare a fost dacă ați avut vreo experiență ce ține de dezastru.
Și evident au fost copii de vârsta de la 7 la 10 ani care își aduceau aminte cum vinea valul de apă peste sat, cum au fost cuturați de anumite cutremure sau cum au văzut cum se surpează un mal. Au fost martori când, din păcate, au decedat și copii sau maturi în urma unor dezastre. Deci noi am avut și un contingent de copii care au trecut, au suferit, au avut astfel de emoții și au înțeles ca un matur că este necesar să cunoști cum să reacționezi în astfel de cazuri. Evident, copiii toți reacționează diferit. Dacă vorbim de copii rămași fără supraveghere părinților, cu părinți plecați pe hotare, și aici vreau să întreb pe Valeria, nu există oare riscul de a maturiza prea devreme pe aceștia și așa au o rămadă de probleme pe capul lor? Vorbim de generația asta de creștere. Și dacă faci niște seminare în care le dai de înțeles că ei sunt cei care hotărăsc, ei sunt cei care trebuie să știe ce să facă, transform niște copii mici în niște omuleți maturi care trebuie să le știe absolut pe toate, pentru că nu are cine să-i ajute niciodată. La copii, în general, se dă materialul într-un mod mult mai prietenos copiilor și nu este un seminar cum ar fi un adult. Și dacă vorbim despre educarea unui copil, asta se face în formă școlară, în sens că atunci când te duci la școală, ar trebui să fie un anumit subiect, obiect în care se discută toate acestea și este important nu numai să faci exercițiu practic, dar după care să-l discuți, să intri în esență, să vezi de ce, cum, în ce cazuri poate să fie, să aibă loc toate lucrurile astea și cum poți să reacționez, cum este corect să reacționez. Spre exemplu, acum vorbim despre cutremur, noi vorbim aici, însă n-am dat un răspuns ce trebuie să faci atunci când este cutremur. De fapt, după cât eu știu și la mine discutându-se doar despre cutremur, pentru că alt dezastru nu s-a discutat atunci cu părinții, era că există niște pereți care sunt de bază în orice clădire. Deci, prima ce trebuie să faci este să te pui sub ele. Asta este cel mai sigur, mai ales la 13 etaj. Asta înseamnă că părinții trebuie să le spună copilor exact, care sunt unde, acești pereți. Exact. Unde este peretele și unde trebuie să stea. După care se oprește și atunci poți să ieși să vezi dacă a doilea val nu vine. Pentru că de obicei sunt două și poate fi un interval destul de mare între ele. Dar vorbind despre curaj, dacă suntem curajoși sau nu, noi suntem curajoși doar că nu știm ce trebuie să facem. A avea curaj nu este să faci ceva negândit sau riscant. A avea curaj în a face ceva corect, la timp și într-un mod foarte structurat. Și asta poți să faci, să ai curaj. Noi am putea să fim, iarăși vorbesc despre potențial, este vorba despre însuși noi, despre educarea noastră, despre copiii noștri, familii în care creștem. Și atunci când vorbim despre curaj, este să spunem pe rafturi lucruri care trebuie făcute. Și atunci când noi știm ce trebuie să facem, curajul vine de la sine. Atunci când tu știi să înoți, tu te duci și salvezi viața. Că tu știi că tu nu trebuie să-i dai voie să nini de gât, pentru că ai putea să te înneci împreună cu el. Deci există niște tehnici, lucruri care trebuie elementar pusă acest file în cap, care trebuie să ai opțiuni, ce să faci în cazuri de dezastru. Când tu nu le ai, și despre ce vorbea și Rodica și iarăși Rodica, este anume noi ce vrem să facem. Să educăm și să creăm acest file în cap la fiecare din noi, începând cu copil și terminând cu un om în etate, toată lumea să știe ce trebuie să facă atunci când și o să avem și curajul. Eu pur și simplu vreau să fac o diferență dintre prevenire și răspuns la dezastru. Pentru că noi avem această problemă în mare parte principalele prevederi legale, pregătirile noastre, prevederile normative, în general, regulamentele, toate țin de răspunsul în caz de dezastru. La fel, fiecare primărie, fiecare autoritate locală are, într-adevăr, în safe un document în care scrie exact pe pași ce trebuie să facă primarul, pe cine include și cum se reacționează în acest caz. Însă e vorba de reacție, nu e vorba de prevenire. Și tot despre ce vorbesc colegele mele, acum e vorba de prevenire. Și anume ține de educație, de acele deprinderi și acel file pe care trebuie să-l punem în capul fiecăruia. Noi am ajuns cam la finalul emisiunii. Eu țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați adunat. Știu că sunteți împrăștiați în toată țara și a trebuit să faceți un efort ca să veniți cu toții în capitală. Vă doresc poftă de muncă și optimism. Mersi. Pentru că
Asta ne lipsește nouă tuturor, atunci când o să avem poftă de viață și o să fim optimiști, o să putem merge înainte și o să reușim să răsuflecăm mânicile și să-i ajutăm pe cei care sunt alături de noi. Cristi, ultimul cuvânt este al tău de pe scenă. Eu îmi doresc să fie cât mai mulți artiști care fac acte de voluntariat, așa cum faci tu și colegii tăi. Celor de acasă, cred că le-am dat multe semne de întrebare, dar ăsta a și fost scopul nostru. Și în loc să citiți o poveste cu zmei și cu dinozauri, poate rezolvați acolo cu copiii și le mai dați și niște lecții bune de viață, pentru ca să fiți sigură și atunci când ieșiți din casă, că dacă rămâne copilul singur, o să se descurce și fără mama și fără tata. Să fiți sănătoși, iubiți ceea ce aveți în preajmă, pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară frumoasă tuturor! Nu știu cum, nu știu când, nici nu știu te-am visat. Îmi zâmbești și mă stringi, înger dulce și cald. Mă veghezi când nu aștept, mă privești când nu mă uit. Iubirea ta m-a lăsat la staua mea când te cuprind. Mai au fior când te sărut, eu zbor, ești îngerul meu. Fără tine mi-e greu, numai tu poți să-mi dai dragostea ce-mi doresc, stelele ce-ți clipesc. Și simte inima mea, ești doar al meu. Lune, spune-mi de ce, stele lor spune-ți când, cu păcatul de cer, o dragoste scris, o poveste. Da, tu ești doar